Vă salut, dragilor, de aici, din paradisul minunat de la Vorța. Da, astăzi am venit, a fost și Marcel pe aici, Marian Adventure, dar uite, vezi că n-am filmat puțin. Tătcun, i-am explicat aici puțin cum să facem cu găurile, știi? Deci, trebuie să facem niște găuri aici pe stânga, pe dreapta și pe stânga. Ca să punem stâlpi. Frumos. Trebuie să venim cu burgheul ăla special. Și asta e grădina lui. Trebuie neapărat să-i facem niște știompi, să-i punem, cum zicem noi. Deci niște stâlpi. No, și uite să vezi că sunt urzici. Nu plec acasă până nu-mi iau urzici. Ca să facem urzici, cum îi zice, o ciorbă din aia de urzici. Uite aici, deci nu plec. Nu plec până nu iau urzici. Astăzi am venit să vedem puțin cum e treaba și poimei ne dăm drumul. Deci aici, vezi, iarăși trebuie. Asta e linia de hotar până în capăt. Cu plasă, făcut frumos. Și n-ai treabă. Da, uite și pe Ravu. Avem câțiva stâlpi de pus. Cred că ați văzut că mi-am făcut abțibilurile astea. Cabana minunată. Le-am făcut aici și pe roată. Cred că ați văzut ieri în vlogul de ieri. Cum îi zice? Mi le-au făcut la Eurographics. La Deva. Sunt niște băieți extraordinari acolo. Ei mi-au făcut și grafica și tot. Deci chiar la un preț super fain. No, și aici pe ușă trebuie să mai facă încă unul. Și pe asta, pe capotă. Deci aici la fel o să facem. Și pe capotă. Am văzut azi prin Deva un Vitara scurt, tot cu două uși. HD04 tia, ăsta e 03. Ați uite-l, mă, tăt de teren. Totia. Da. No, și aici facem stâlpii pe hotarul lui. O să fie foarte fain. No, ia uitați ce frumusețe. Cântă păsărelele. Ce n-ai văzut? Peste tot, că a venit primăvară. E cald afară. Cred că sunt peste 15 grade. Și am mâine dimineață. O să vedeți ce se încălzește mai târziu. Deci casa rezistă eroic. Uite-o. Vezi? Deci nu e niciun fel de problemă aici. Trebuie să punem aici ce mai avem de pus. Doi stâlpi până jos. Vezi că noi alea le-am pus așa. Le-am zis, mă, dacă cumva ninge puternic, ce ne facem că rupe tot? No. Și acolo sus trebuie să tai șurubul ăla ce se văd cu flexul. Și aici punem doi stâlpi de 10. Unul și cu încă unul aici. Știi? Și aici. Ia uitați. Căsuța nu a pățit nimic. Totul în regulă. Lemnul arată foarte bine. Ploaia înăuntru nu a intrat. E super fain. Așa. Vezi? Căsuța de la Vorța. Doamne Iisuse. Abia aștept să-mi fac și o casă de lemn. Că nu o întrebă mare. Chiar nu. Uite. Asta e căsuța de vis. Da. Uite, vezi că aici i-am pus niște pahare jos. Unde stâlpii. Uite aici ce pahare. M-am băgat în jos vreo 80. Uite, vezi aici. Ăsta e un pahar. Vreo 80 cm m-am dus în jos. Plus iarăși are vreo 80 el. Da? Și plus că e făcut minunea asta de placă. Pe care e armată. Și am făcut-o. Are undeva la 40. Cam 40 cm. 35, cred că are, sigur, din câte mi-aduc eu aminte, da? Pe partea asta, deci n-ai cum să o rupi și să... un stâlp care ține, cred că partea asta are undeva la vreo... susține, cred că vreo 200 de kilograme. Nu cred că are mai mult, că e împărțit pe 3 părți, vezi? Plus stâlpii de acolo, de la casă, dinăuntru. Deci nu are cum să se întâmple ceva, plus că e armată, știi? Și am băgat B600 stradal. Compoziția. Deci poți să treci cu tirul, că nu trebuie să-i facă niciun rău. Deci nu vă spun vremea faină, căsuța de lemn, cum arată.
în natură. Atâta dacă ar fi fost să nu fi fost, cum îi zice, dacă ar fi fost să nu fi fost, îți dai seama, să nu fi avut țiglă metalică pe ea. Ar fi fost o minunăție, dar nu. E bine așa cum e. E foarte bine, lasă-o așa. O frumusețe pe aceea pe la Morța. Cântă păsările, cum spuneam, iarba începe să apară, e verde. Am făcut și o cafea, nu se poate, i-am zis, mă, a fost Marcel Peș, ne-a dus, ce treabă, cafeluțe. Bine, eu mai aveam mașină, că am uitat-o ieri, am zis că o las la cabană și am uitat cafea, am dus-o și am adus-o înapoi. Că mai aveam acolo cafea și de-aia nu m-am, știi, nu mi-am să aminte de ea. No, dar o adus el, o adus o lavața bună și am încins cu Adi grătarul, aici frumos. Am zis, bă, nu plecăm de aici până nu bem o cafă. Că așa e frumos, nu? Să bei cafea înainte să încep treaba. Da, asta e minunăția de la Vorța. Lucrările continuă la Vorța, auzi? Da, așa aici, la cabana minunată. Abia aștept să mergem iarăși. O să avem un timp fain acolo. Îmi spunea o urmăritoare și nu numai, de fapt că au spus mai mulți, dacă pot să pregătesc acolo la cabana minunată să primești și vizitatori. Cum să nu? Eu asta am în vedere, să fac ceva ca să veniți și voi să vă bucurați. No, o să împărtășesc cu voi, oamenii buni, frumusețea naturii de acolo. Și încă ceva, să știți că am descoperit un traseu care duce la poarta Raiului, pe partea asta la Alba. Deci de la noi ajungem la Alba, coborâm în jos, deci o să coborâm în jos, pe munți, și duce la poarta Raiului. Deci atâta de frumos e, dar vine căldura și v-am spus că o să facem un traseu, da? O să fie puțin mai scurt, câțiva kilometri, bun, undeva, nu, față de celălalt. Dar dacă cineva se încumetă, puteți să-mi spuneți, cred că are undeva la vreo 40 de, ba, vreo 35 de kilometri, cred că. Dar putem merge până sus la cabană și dacă mergem până la cabana minunată și de acolo, cu mașina mă refer, da? Și de acolo să mergem pe jos, scurtăm mult, cu mult. Mai rămân, cred că, vreo 20 de kilometri de parcurs, dus și întors, dar într-o zi îi faci 40 de km. Dacă mergi frumos așa, la pas, îi faci. Sau dacă nu se coboare jos la poartea Raiului, acolo e o frumusețe, să te cazezi și a doua zi sau să o iei înapoi. Sunt niște frumusețe nedescris. Nu-ți vine să crezi că încă mai ești pe pământ, sincer. E ca în Rai, cum au făcut ăștia mari pictori. Imagine din cum ar fi în Rai, zicem, da? Deci, îmi zicea Nea Petre Băiescu că sunt niște frumusețe de nedescris. Au zis, ce e acolo, nu-ți vine să crezi ce putem avea în țara noastră asta binecuvântată. Dragilor, vă mulțumesc din nou că mă urmăriți, vă mulțumesc pentru like-uri, mulțumesc că comentați acolo în secțiunea, în rubrica pentru comentarii, da? Vă mulțumesc mult că sunteți alături de noi. Ce să zic, toate cele bune, vă doresc multă sănătate, bucurii și pace. Adiță, hai să vedem ce mai e pe aici și hai cu să nu v-am arătat-o. Fii atent ce am făcut. Să nu te superi pe mine. De fapt, ea nu-i cu supărările, Ramona. Uite aici, îți beau cafă din porcușorii ăștia. Eu ce fain, salut Ramona. A făcut o cafea foarte, foarte faină. Ibric, tot ce trebuie acolo. Și mergem la treabă. Hai la treabă. Să vedem pe aici ce mai este de făcut, să trasăm, să marcăm. Să ne putem apuca de lucru după aia, apoi mâine, că venim cu Marian aici în forță și ne facem treaba. No, vă salut, oameni buni, și din nou și vă doresc numai bine. Să fiți sănătoși. La revedere!